Există două tipuri de mentalități pe care le putem cultiva. Una care abordează problemele ca oportunități de învățare și una care le evită, adesea din teama de a eșua. Oamenii care evită conflictele pot fi descriși ca având o mentalitate fixă. Cei care văd problemele ca provocări interesante au mentalitate de creștere. Uneori ne place să trecem de la una la cealaltă. Oamenii au mentalitate fixă deoarece consideră anumite abilități de bază, cum ar fi inteligența sau talentele, ca fiind trăsături fixe, necesare interacțiunilor de succes. Aceștia preferă în majoritatea cazurilor să-și documenteze succesele din trecut. Cu o mentalitate de creștere, oamenii cred că abilități noi pot fi dezvoltate prin practică. Această perspectivă creează plăcerea pentru învățare pe care o au în comun cei mai importanți lideri și artiști. Pentru ei, viața devine o călătorie captivantă cu oportunități nesfârșite de a descoperi lucruri noi și de a progresa. Pentru a dezvolta o mentalitate de creștere, Dr. Carol Dweck, profesor la Universitatea Stanford și cel care a inventat termenul, sfătuiește liderii, profesorii și părinții să celebreze orice formă de încercare. Profesorii ar trebui să-i felicite pe elevi pentru orice notă dacă au învățat din greu. Părinții ar trebui să încurajeze copiii să dezvolte orice abilitate nouă. Făcând acest lucru, copiii vor dezvolta abilitatea de a învăța, care îi va ajuta și la ore. Pentru a ilustra această diferență în viața de zi cu zi, haideți să ne imaginăm doi copii. Mihai crede că fie deține această abilitate, fie nu. Ana știe că poate învăța orice, dacă își dorește cu adevărat. La orele de sport, Mihai evită provocările. Când vine momentul să sară peste capră, nu vrea să pară ridicol și să râdă alții de el. Ana abordează orice provocare ca interesantă și distractivă. Ea știe că eșecul face parte din procesul de învățare și înțelege că dacă își dă silința, nu va râde nimeni de ea. Mihai evită feedback-ul. Dacă profesorul îi spune cum să îmbunătățească o sarcină la care a lucrat de ceva timp, se simte atacat personal. Ana știe că pentru a-și îmbunătăți abilitățile, trebuie să accepte critica constructivă. Înțelege și că nu ea este cea evaluată, ci rezultatele muncii ei din acea zi. Mihai alege întotdeauna calea ușoară. De exemplu, îi plac scările rulante și urăște să meargă pe scările normale. Când exersează la chitară, se oprește în momentul în care are dificultăți. De obicei, Ana nici măcar nu folosește scările rulante. Ea sare pe scări, numără în minte și se bucură de felul în care îi pulsează sângele prin vene. Ea exersează la tobe în fiecare dimineață timp de 15 minute. Nu-i place mereu, dar știe că efortul implică un proces care duce către o viață mai interesantă. Lui Ana îi place să-i vadă pe alții reușind. Se simte inspirată. Ea știe că dacă îi motivează pe prietenii ei să devină mai buni, ea însă și are șansa să crească. Când prietenii lui încearcă lucruri noi și reușesc, Mihai se simte amenințat. El se teme că succesul lor îl va presa să facă mai mult cu viața lui. Companiile moderne caută angajați cu mentalitate de creștere, deoarece aceștia rezolvă problemele și persistă în ciuda obstacolelor. Pentru a identifica pe cei potriviți, unii întreabă în timpul interviului candidatul dacă crede că managerii se nasc sau dacă managementul este o abilitate care se învață. Mihai crede că te naști manager. Ana obține locul de muncă. Neurologii susțin această idee. Ei confirmă felul în care creierul se dezvoltă ca orice alt mușchi al corpului prin antrenament. Studiile arată că gemenii adoptați au tendința să aibă o inteligență mai ridicată în comparație cu frații lor care au rămas cu părinții biologici. Diferența pare să provină din nivelurile mai ridicate de educație ale părinților adoptivi și arată că influența mediului este mai importantă decât cea a naturii. O simplă schimbare în felul în care o persoană privește o situație poate modifica lucrurile. Nu doar rezultatul, cât și procesul devenirii și găsirii unui loc potrivit în viață a persoanei în cauză. Cum a spus poetul Samuel Beckett, ai tot încercat, ai tot eșuat, nu contează. Încearcă din nou, eșuează din nou, eșuează mai bine. Ce părere aveți despre acest concept? Este prea simplist? Dacă sunteți de acord cu ideea, credeți că este posibil să faceți o schimbare permanentă, de la o mentalitate fixă, la o mentalitate de creștere? Vă rugăm să împărtășiți gândurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos.
Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.